Ați mai jucat basket până acum? Da, eu sunt tipul de jucător de basket de liceu, deci nu de fotbal, dar n-am mers niciodată foarte serios înainte și chiar n-am mai pus mâna pe minge de basket de mult. Am văzut că ați marcat singurele coșuri pentru echipa piloților. Da, mi-a făcut plăcere, sincer, să mă reîntorc pe un teren de basket și mă bucur mult că există astfel de inițiative cum e streetball-ul acesta. Îmi pare foarte bine organizat, multă lume, felicitări! Vali, tu ai mai jucat basket? Nu mai aduc aminte de când n-am mai pus mâna pe o minge de basket de foarte mult timp, de când eram mic. Mi-am adus aminte, îmi place foarte mult și mie, sincer. Am încercat să joc alături de colegii mei de echipă. La mine mingea asta mai puțin, am vrut să le pasez repede să nu pierd echipa din cauza mea. Ne bucurăm că suntem prezenți aici și că am adus automobilismul aproape de basket și cred că toată lumea e bucuroasă de ce a văzut astăzi aici. Alex, v-ați apărat destul de bine în acest meci. Hai să vin serios. E ca și cum am putea crede că cei trei sportivi de performanță s-ar putea urca într-o mașină de raliu și ar fi gata să ne învingă. Nu, a fost un meci amical, au fost niște gazde foarte drăguțe cu noi pentru că nu ne-au alergat, ci chiar ne-au servit mingea și să credem și noi că suntem în stare să dăm câteva coșuri. Ne-am simțit foarte bine aici, ne bucurăm că suntem împreună cu echipa, cu coechipierii mei în mijlocul atâtor tineri. Ne bucurăm că se face mișcare în România și acum îi așteptăm pe toți să-i cumva să-i îmbolnăvim și pe ei cu microbul numit automobilism. Și un sfat pentru basketbaliști sau pentru sportivi sau în general pentru toată lumea prezent aici care se suie la volan din partea unor piloți de raliu. Nu uitați în primul rând că traficul în circulația publică nu este o competiție și conduceți cu mare atenție și fiți drăguți și cu ceilalți care sunt colegii voștri de trafic.